Companiile mici și mijlocii au nevoie de ajutorul statului pentru a depăși crizele prin care trecem și care le-au redus veniturile. Așteaptă de la guvern și parlament, în primul rând, măsuri financiare. Trebuie să ne așezăm și să mai discutăm asupra Programului Național de Redresare și Reziliență. Trebuie să ne concentrăm pentru a stopa impactul scumpirilor în zona energiei. 9 din 10 IMM-uri au declarat că sunt afectate în acest moment de impactul scumpirilor și acțiunile trebuie luate împreună. Autoritățile spun că economia și-a demonstrat reziliența în pandemie, iar creșterea economică este estimată la 7% în acest an. Recunosc însă că sunt probleme tot mai mari legate de deficite, inflație și scumpirea ale materialelor de construcție, energiei, gazelor și carburanților. Numărul agenților economici care au fost nevoiți să-și înceteze activitatea a crescut cu aproape 30% față de anul 2020. În orice formulă vom merge de guvernare, Partidul Național Liberal nu va abdica de la aceleași principii. Plătim facturile la timp, statul este un partener onest și transparent al mediului de afaceri și vom milita pentru a nu crește taxele. Despre certificatul verde, această măsură este cea mai non-invazivă, dacă se poate spune așa ceva, în contextul acestui val 4. Prezent la eveniment, șeful PSD a atras atenția asupra greșelilor făcute de guvern în pandemie și a precizat câteva dintre soluțiile propuse de socialdemocrați. Sectorul Horeca a fost pur și simplu sacrificat de o guvernare care a impus decizii incoerente. Am pregătit împreună cu specialiștii noștri programul celor 100 de măsuri urgente pentru viitorul guvern. Am alocat un capitol consistent soluțiilor de sprijinire a activității IMM-urilor. România are aproape 500.000 de companii mici și mijlocii, în care lucrează aproape 2/3 din totalul salariaților din economie.